Salut și bine v-am la un nou joc pe canal, se numește FNAF Simulator și e vorba despre un joc unde tu ești animatronicul și tu trebuie să te duci să-i sperii pe ea care stau acolo la camere și cercă să scape de nopțile alea cu tremurătoare. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade și hai să strângem la episod de azi peste 20.000 de like-uri. Pentru că eu cred că ăsta e un joc foarte, foarte șmecher, adică ne-am jucat atât de multe funafuri în care noi eram cel speriat, de data asta nu suntem cei speriați, suntem cei care trebuie să-i sperie pe alții. Așa că, da, mi se pare foarte mișto ideea. Avem aici toate animatronicele, frate, adică uitați-vă și voi, toate variantele. Bine, nu știu dacă sunt chiar 100% toate, dar începem și noi cu început. Începem cu Freddy, păi avem FNAF 2, uite ce, ce avem aici, FNAF 3, FNAF 4, Sister Location. Astea sunt momentan toate fnaf cred. A, și mai avem și Piz Pizzeria Simulator și ultimul Custom Night, Help Wanted. Deci o să mai fie Oh, și din fanmade games o să fie caractere. Am înțeles, deci băiatul ăsta updatează jocul. Foarte tare, frate. Îi dăm aici pe Freddy. Și hai să vedem cum vede Freddy, frate. În fiecare zi, el se trezește de dimineață. Ce vede el? Aparent vede un meniu de genul acesta. Și s-a trezit. Suntem pe scenă, suntem Freddy. Ne uităm într-o parte, ne uităm în cealaltă. Ia uitați-vă, suntem exact, exact... Ca în, ca în joc, doar că de data asta noi suntem Freddy uh, Poți să colectezi bănuții ăștia Cu acești bănuți vei putea să dai în loc La caracterele celelalte, pentru că Asta e, asta e metoda prin care poți, poți să Progresezi în jocul ăsta Și vedeți acolo sus în colții și scrie Camera activ sau camera inactiv Asta înseamnă că el se uită pe camere, iar când el se uită pe camere Tu nu poți să avansezi în următoarele camere De exemplu, eu nu pot să trec acum Pentru că el se uită pe camere, acum pot okay? uh, Fiecare caracter are și o abilitate specială Asta are lulă baia, asta înseamnă că îl încearcă să la doarmă, uite. Face ș -ș. Nu știu exact ce face abilitatea asta, însă el se uită pe camere, uitați-l, îl vedeți? Că se uită acum pe camere? Îl văd prin geam. Știți când venea Freddy la geam? E, mi-a închis ușa nas și acum în momentul în care se întâmplă asta și te închide, îți închide în ușa în nas, te întoarce înapoi de aici. Și acum trebuie să în, încercăm să înaintăm iarăși. O să merg pe ruta cealaltă, pentru că pe aici avem o, o ușă, uite și pe foxy. O să că și cu Fox în episodul de azi. E prea genial, frate, deci nu știu, dacă ați ajuns până aici la episod și n-ați apăsat încă și de like, apăsați-l chiar în acest moment să strângem peste 20.000 de like-uri, voi număra până la 3 și la 3 să-l apăsăm, bine? Hai să vedem, 1, 2, 3, like! Sper că ați apăsat și voi și vă mulțumesc dacă ați făcut acest lucru. Am intrat în camera asta, dacă mai țineți voi în minte, aici mai intrau animatroncile, dar el are o cameră pe care se uită și aici, deci el tot mă vede, știi? Dar... Uh... Hai să încercăm când nu e atent. Facem așa. Am mai să uită pe camere, deci nu o să fie o idee bună. Să uită încoace. Îți dai seama cu roșu, când se uită cu roșu unde e. Fiți atenți, fiți atenți. Mă, mă ascund, mă ascund. Ok, m-am ascuns în partea cealaltă. Să uită pe camere, probabil că mă vede că sunt lângă el. Acum, U salut băiatul! Știți când, te, când vă uitați pe cameră și dintr-o dată ridici capul de -ai pe cameră și, și, te sperie? Exact asta s-a întâmplat acum. L-am speriat, nota 10, am, am terminat nivelul, am primit, nivelul, am primit și niște Fazbear Coins și mergem la următorul caracter. Și așa te joci jocul ăsta. Apropo, e gratis, am să-l văd un link în descriere dacă vreți să vă jucați și voi. Nu trebuie să plătiți nici măcar un leu pe, pe jocul ăsta, e un fanmade. made De atât de bine făcut încât cred că ar trebui pus pe Steam sau ceva, adică Frate, uitați-vă puțin la modelele astea, cât de bine sunt realizate. Nu știu, n-am. n-am cuvinte. Nu am cuvinte. Deci, Z to lower awareness and be given a short speed boost. Uite-mă că zice ceea ce face fiecare caracter. Bonnie, uh, play de chitară and make electronics malfunction. Deci, în momentul în care apeși pe Z la Boni, uh, nu cred că se mai poate uita pe camere, ci ca fură electricitate. Foxy își face overclock și se distruge singură. Sau singur. Și bagă viteză foarte mare spre, spre omul respectiv. Hai să play, hai să vedem cum e Bonnie. Și după aia o să urmeze și celelalte caractere. Nu o să putem să facem toate caracterele, că sunt foarte, foarte multe. Dar facem și noi câte reușim și în episoadele următoare. Dacă o să mai fie episoade următoare, dacă o să văd că vă place, o să continuăm cu restul. Bă, cât de șmecheri e făcut jocul ăsta, nu vin să cred. Acum, Bonnie, dacă mai țin o în minte bine, venea similar cu Freddy. Corect? nu știu, așa mi-aduc eu aminte. Și am impresia că Bonnie venea printr-o parte și Freddy venea prin partea cealaltă. Nu mai știu dacă Bonnie se poate duce și printr-o parte și prin cealaltă, dar acum vedeți că scrie camera activă, asta înseamnă că asta se uită pe camere. Acum putem să mergem. Ușurel, ușurel, gat, ne oprim. și putea să-i dau chestia aia cu rocon, să-i stric electric, să-i stric asta camerele cu electricitate. Mama, sparge și urechile, ești nebun. Da, uite, nu se mai uită pe cameră, că am stricat uh, camerele. Dar se uită în direcția asta, e panicat acum. Îl vedeți? Nu știu reușesc să-l iau din prima. No, mi-a închis ușa, bă, frate! Dacă se întâmplă chestia asta cu ușa, te răspunează aici, practic, știi? Ca să se întâmplă și în jocul principal. Deodată nu mai e lângă tine și vine din nou. Da, și viața panimatronicilor nu e chiar atât de ușoară pe cât pare trebuie să speri oameni zilnic, adică vă imaginați și voi de câte ori să joacă lumea funaf, ăștia trebuie să speri lumea. O fi plictisit și eu să speri lumea, nu știu, zic și eu. Ok, o să trecem așa frumos, poate nu mă vede. Yes, am ascuns. Și acum îl așteptăm. Ok, să uită pe camere, probabil că mă vede. Are vreo cameră aici? Știam că are o cameră. Da, uite-o, exact camera asta să uită fix, fix pe mine. Um, dar nu e este o problemă. l așteptăm puțin. Hai să vedem. Iarăși uită pe camere. Ia strică -i mă camerele să nu se mai uită deloc. A, ah, fiți că a închis și ușa, dar nu și-a dat seama că sunt aici. Pasa că strici astea, e foarte panicat. A, ah, ah. Am vrut să intru peste el, dar n-am putut. Cred că când e activă camera? Dar ce rost dar a... Sau poate da. Cred că acum pot să intru peste el. A, ah, salut băiatul! <laughs> salut, te-am făcut praf! Îmi place mai mult să fiu pus în postura asta de animatronic decât să fiu cel speriat. Deși mi-arată mie jumpscare practic, dar nu ne speriem pentru că știm că noi suntem personajul respectiv. Avem aici 100 de bănuți și vedeți, fiecare caracter costă câțiva bănuți ca să poți să-i dai în loc. Uh, nu știu exact ce caracter vă place vouă cel mai mult, puteți să citiți numele de aici și să-mi scrieți în comentarii ce nume vreți, ce caracter vreți să dăm în loc. Uh, pentru că eu trebuie să mă joc mai mult ca să pot să le dau în loc la toate, ați voi și voi, pe fiecare match faci niște bănuți. Acum o să ne jucăm cu Chica. Chica știu că nu poate să ducă din cât în partea stângă, dacă mă, nu mă înșel eu. Hai să vedem. Suntem tot pe scenă, salut, salut. Și vine Chica. Hai că am văzut un bănuț. Trebuie să colectez bănuții ăștia când îi vezi, frate. Și nu mă lasă să trec pe aici pentru că e camera activă și nu mă lasă să mă vede. Hai să se dezactiveze camera. Ok, nu e nimic acolo. Bun. Noi o să mergem pur și simplu în direcția asta. Și vom uh, avansa spre domnul Pe aici Hai să verific, să văd dacă am dreptate Dacă eu mă duc în partea dreaptă Am voie ca cică? Că eu știam că doar prin partea stângă vine cică ah, Aparent am voie Că poate nu știam eu bine Cine știe? să un bănuțul ăsta Patru bănuți Ah, m-a văzut Și m-a teleportat înapoi Ok, nicio problemă, nicio problemă Cred că zona cea mai bună de mers pentru Cica o să fie partea stângă. Nu știu, așa mă gândesc eu că ar fi... Dar fiți atenți că power drain și de la 81 a ajuns la 76. Deci poți să-i tai practic toată electricitatea. Ce se întâmplă dacă eu îi tai toată electricitatea să nu, nu, se face ora 6 și el rămâne fără curent? Asta aș fi curios să aflu. Asta chiar aș fi curios să aflu. Dar are camerele deschise și nu pot să avansez. Ha, închide camerele alea, uite-te stânga-dreapta că dacă vine cineva... Oricum asta are viața ușoară, că practic eu când mă joc cu un animatronic, ceilalți stau degeaba. Dacă te joci FNAF, vin toți pe tine. Deci, ce vorbim aici? Nu cred că poți să-i dezactivezi toată electricitatea totuși. A ajuns la 59. De fapt, cred că pot. Ok, să uit în direcția. A, am vrut să trec, am vrut, am vrut, dar... N-am fost suficient de rapid. Hai, uite-te în partea cealaltă, te rog. Așa, bravo. Nu, 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 no. no, 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 no. să uită pe camere. Să uită pe camere și nu e bine. Da, trebuie să-l mai așteptăm puțin pe domnul. Faptul e că dacă el își folosește ușa, Să uită pe camere, el își consumă bateria. Mult mai rapid. Și oricum dau și eu power drain-ul ăla de câte ori l am. Uite, mai are 41%. Dar s-ar putea să reușească să treacă noaptea dacă nu mă grăbesc. Știți voi. Acum o să trec. Rămânem aici în spate, frumos. Asta e strategia mea de atac, ca și animatronic. Și acum când e pe cameră, tehnic vorbind, ar trebui să poți să treci. Dar să așteptăm puțin, să nu ne grăbim, pentru că n-are rost. Uh, activ acum. Salut, băiat! am ajuns la tine, ce zici? Ce mai zici că a venit cica în vizită? Hopa! Da, nu știu, așa mă imaginez eu că e viața animatronicilor. În fiecare zi trebuie să sperie lumea. Um. Da, nota 10 pentru cel care a făcut jocul ăsta. N-am decât cuvinte de laudă adică nu știu, pentru un fan Funaf cum sunt eu cel puțin, uh, să mă joc din perspectiva animatronicilor, e e ceva ieșit din comun, e și la fel de mișto. Uh, bun, acum o să fim Foxy. Foxy e un piculeț diferit. Pentru că bagă o viteză extraordinar de mare, dar în momentul în care el face chestia asta se distruge, se autodistruge practic. În afară de faptul că viteza lui standard e un piculeț mai mare, după cum observați, dar în momentul în care eu dau meltdown, abilitatea de meltdown, se distruge. Așa că tu trebuie cumva să știi sigur că poți să intri pe ușă când faci chestia asta. Și am să încerc chiar din momentul ăsta, uite acum. A, de fapt nu pot, că nu mi s-a încărcat abilitatea. Am să stau aici și când nu se uită, îi dăm, îi dăm să fugim spre el. Să vedem dacă o să funcționeze. Și... Ah, mi-a închis ușa-n nas! Bă, nene, mi-a închis ușa anas! nas! Și n-am reușit să-l să, să, să să prindem. You lose! Deci trebuie să fii foarte atent, pentru că... Ai o singură șansă cu Foxy să faci chestia asta și să-ți iasă. Și da... E un piculeț mai complicat, dar cred că o să reușim până la urmă dacă ne mai... Ne mai chinuim puțin. Trebuie să fii tu sigur că poți să intri pe ușă. Asta e toată faza cu foxy. Pentru că eu nu are care risc. Camera inactive. Nu știu când ar trebui să mă duc, când se uită pe cameră sau când nu se uită pe cameră? Asta e o întrebare destul de bună, pe care încă nu o cunosc. Eu nu mai știu, data trecută el să uita pe cameră la mine? Că nu știu, uite dacă Să încercăm așa A, nu mă lasă Nu m-a lăsat și mi-am făcut o overheat Băi, e complicat mă cu Fox, e complicat rău de tot Aș vrea să văd și, și lui Dar cred că aș putea să încerc Hai să încercăm o altă strategie cu el Să încercăm să ajungem tot așa în spatele caracterului Deși Foxy nu face chestia asta Foxy aleargă spre tine dintr-o dată și atât Dar încercăm să ajungem în spatele lui Hai să iau bănuțul, că sunt foarte importanți bănuții, că fără bănuții ăștia nu poți să faci, să dai în loc la caractere. Și hai să mergem noi pe partea asta, camerele sunt active, să încerc eu să trec în partea aia și când, e, când nu se uită, atunci. Cred că asta e singura noastră șansă. Ok, să uităm partea cealaltă acum. Putem să trecem. Tac. Ascundem aici. Cred că o să fac aceeași chestie ca la toate celelalte, e efectiv să intru peste el în cameră. Da. Și l-am speriat. Da, deci, fie el sperie așa, fie paler spre el. Ma, e, poți, oarecare, oarecare variantă funcționează bănesc. Uh, bun, hai să vedem ce alte caractere mai avem. Avem Withered Bonnie, The Mangle, Toy Bonnie, Toy Chica. Bă, Mangle, cum ar fi oare? Că Mangle merge pe sus, știam eu. Oare? Nu știu ce să zic. Hai să luăm pe Mangle să vedem. Am bănuții necesari. M-a făcut curios să văd dacă merge pe sus prin venturi sau cine știe. Vezi că aici are meniu cu roșu. Ok. Interesant. Wow! Mamă, ăsta pornește în altă cameră. A, de fapt, stăm că e altă... E cu toi, varianta toi. E altă pizzerie. Am și uitat. It's party time. Nici nu mai ții. Dar bine, din perspectiva asta vă dați și voi seama că e foarte ciudat. Exitul este chiar aici. Grapple. A, uite mă, merge pe tavan nebunu. Ce vorbești, mă? Wow, se poate că Ia uite-i pe ăștia aici. Ba, deci e, e crash maker, frate. E E prea smecă și grapple-ul văd că, po practic, eu pot să merg pe tavan cât vreau eu. Adică nu nu te obligă să stai pe jos dacă nu vrei. Deci scena cu exitul. să vedem, vreau și eu să explorez. Uite, balun boi. <laughs> wow. Ok. A, am un bănuț pe care vreau să-l iau de aici. Sac, am luat bănuțul. Tac, mergem, mergem și pe tavan așa frumos are camere peste tot. Și chiar are camere peste tot, dar din perspectiva asta e ciudat să e ciudat să văd pizzeria din din altă perspectivă, știi? Că în mod normal n-ai vedea o așa. Ia, hai să vedem. Pângem pe aici. Nu-mi dau seama unde e el. Cred că... Hmm. Ah, uite, văd bănuța aici. Ia, stai o secundă. Hai, cred că... O, oh, aici e. Acolo e. Da, mă, că... cum acum știu! Acum mi-aduc aminte! Când veneau, veneau animatronici pe aici și... Chiar și în fața lui putem să apărăm, dar nu știu exact... O să merg pe sus, așa că mă vede. Ok. Să încercăm prin vent. Hai să încercăm prin vent. Că în... În aful ăsta prin venturi veneau foarte mulți. Putem prin vent? Ar trebui să putem, frate. Văd ventul, dar nu mă lasă să trec prin el și nu știu de ce. Este ciudat. Niciun crouch nu ai, știi, ca să poți să te pui pe jos sau ceva de genul ăsta. Camera e activ. însuit într-o parte, a zis să mă duc eu pe el. Te vezi? El acum să uită pe camere. Oh, sus eu acum. Mă vede oare? E ciudat, mă frate, e foarte ciudat cu Mangle. E cu totul și cu totul diferit față de ce știam în mod normal. Ia stai să încercăm pe aici. Să vedem dacă putem să speriem. Dar nu mă lasă prin vent, mă frate, să intru. Că nu știu eu cum trebuie să intru. nu știe? Dar știu că Mangle intra prin venturi Un joc. Camera inactive. Deci când e camera active, atunci mă duc pe el. Că nu știe că sunt aici. Asta zic Salut băiatu Sunt <laughs> spatele lui, ești nebun? <laughs> i-a sărit în cap Bă nene, i-a sărit pe căpățână Ce vorbești mă? Ce vorbești mă? Că i-a sărit în căpățână direct FNAF 2, FNAF 3 Mamă, 135 de fast coins am nevoie Unaf 4, de aici, de aici costă foarte mulți bani, Sister Location de aici costă exagerat de mulți bani, deci trebuie să farmez off camera dacă vreți să mai vedeți și altele de genul. Hai să încercăm Withered Bonnie, ok? Hai să încercăm și Withered Bonnie pe funaf 2, să vedem cum e. Și da, vedem și celelalte chestii. Asta tare sper să mai bage chestii, pentru că din ce am văzut se fac update-uri destul de frecvent și asta face decât să mă bucure. Deci așa vede Withered Bonnie. Are un dash. Ok. E ce șartă. Wither Bonnie nu are cap. Nu știu exact de ce nu are cap, dar nu are cap. Și așa se de când merge, mamă ce creepy. Dar de fapt, noi trebuia, noi ne-am trezit în camera asta, dar noi trebuie să mergem pe aici. Sunt curios de la ce face. Dacă el mă vede, probabil, acum. Uuu, mamă ce viteză bagă. Ok. Aș putea să sar direct la el acolo, oare? Se uită pe camere. A, dar n-am... trebuia să fiu avut ăla. E super simplu să ajungi la ăsta. A, și a pus masca! Și-a pus masca, nu cred! Am și uitat că în jocul ăsta, în FNAF 2, omul are mască să-și pună când ajunge cineva în cameră și animatronicul pur și simplu crede că e de da lui. <laughs> Alo, nu cred da a ceva, nu credem că au băgat asta. Wow! Deci, wow! Cred că trebuie să ajung la el foarte rapid, să folosesc de dar nu-l folosesc de pe aici. O să folosesc de exact când sunt fix, fix lângă el, știi? Hai să încercăm. Deci nu pe aici, pe aici. E normal când te joci FNAF, tu știi exact unde e fiecare chestie. Și Funaf, 1, FNAF 2, n-are importanță. Păi dacă când te joci din perspectiva animatronicului, e complet diferit să înveți pizzeria. Să o înveți din nou, practic, știi? Inactive. O, oh, acum. Bă, și-a pus masca iarăși. Nu știu exact care-i faza la Withered Bonnie. Probabil vom afla în episodul următor. Dacă mai vrei și alte episoade cu joculețul ăsta, dați acolo pe like și noi ne auzim data viitoare. papa. Pa!